Am ajuns și la ultimul clip din această serie, iar astăzi vreau să-ți arăt cum arată viitorul tău. Mai exact, vreau să-ți arăt ce va fi diferit în sufletul tău, în gândire și în comportament, după ce începi să te vindeci de aceste traume ale copilăriei, de aceste răni sufletești. Dacă ești nou pe acest canal, probabil clipul de astăzi nu va avea prea mult sens pentru tine, de aceea îți sugerez să urmărești primele 3 părți ale acestei serii ca să înțelegi despre ce vorbesc și care sunt aceste răni de fapt. Așadar, vindecarea presupune renunțarea la masca de protecție. Practic, din momentul în care vei reuși să-ți accepti rana și să te ierți pe tine și pe părinții tăi, vei constata că nu mai ai nevoie de acea mască. Te vei simți atât de împăcat și liber, încât nu vei mai fi speriat să arăți lumii cine ești cu adevărat. Așa cum am spus la început, astăzi voi prezenta viitorul tău. Cât de frumoasă poate să fie viața când renunți la acea mască, care până la urmă este doar o falsă impresie de protecție și în realitate nu te ajută cu nimic, ba mai mult, te încurcă din propria ta evoluție. Voi începe din nou cu rana de respingere, masca fugarului. Vei scăpa de acea frică constantă care te ține departe de oportunități și nu vei mai fugi din fața situațiilor neplăcute. Indiferent dacă vei fi ignorat sau în centrul atenției, tu te vei simți bine în oricare din aceste situații, pentru că vei fi împăcat cu tine însuți. Vei avea curajul să te afirmi și să-ți ocupi locul care ți se cuvine. Vei realiza că ești valoros și vei renunța la incertitudinile cu privire la propria ta persoană. Vei ști că ai multe lucruri utile de transmis și de împărtășit, iar această deschidere a ta îi va face și pe cei din jur să își dorească să fie în preajma ta. Rana de abandon și masca dependentului. Vei începe să te simți mult mai bine cu propria ta persoană și nu vei mai avea nevoie de validare la orice pas. Nu vei mai căuta atenția celor din jur pentru că vei ști exact ce să faci, cum să faci, când să faci și toate detaliile de care ai nevoie. Vei fi mult mai concentrat pe propriile tale obiective, iar perseverența te va duce spre succesul dorit. Practic vei avea o încredere tot mai mare în tine și în capacitățile proprii. Rana de umilire și masca masochistului. Te vei simți liber. Nu mai depinzi de alte persoane și nu mai ești constrâns de dorințele celor din jur. Îți vei cunoaște propriile nevoi și dorințe, ba mai mult vei fi capabil să ți le exprimi. Nu te vei mai îngrădi singur pentru că vei avea încrederea că poți să faci orice îți propui. Vei fi capabil să comunici eficient, să îți ceri drepturile și să nu te mai stresezi că îi deranjezi pe alții. Te vei pune pe tine pe primul loc. Nu te vei mai judeca și pedepsi singur pentru că vei realiza, de fapt, cât ești de valoros. Rana de trădare și masca dominatorului. Vei fi mult mai relaxat și vei scăpa de această dorință de control absolut. Nu te vei mai consuma dacă lucrurile nu merg conform planurilor. Vei realiza că orice situație este flexibilă și că are mult mai multe variante decât alb și negru. Datorită calităților tale de lider, îți vei dirija cu succes proiectele și echipa. Nu vei mai simți acea nevoie să îi controlezi la orice pas și să te asiguri constant că totul este în regulă, pentru că vei începe să ai încredere în cei din jurul tău. Vei observa câte calități au, mai mult vei fi capabil să le ceri ajutorul atunci când ai nevoie de el. Cu toți avem nevoie de ajutor câteodată. Chiar și atunci când cei din jurul tău nu observă, tu te vei bucura de propriile tale reușite, pentru că sunt ale tale. Rana de nedreptate și masca rigidului. Vei înțelege în final că perfecțiunea nu există și nici nu trebuie să existe. Vei renunța la simțul critic exagerat. Vei începe să-ți arăți sensibilitățile, să fii vulnerabil în fața celorlalți și să-i lași pe ceilalți să te vadă exact așa cum ești. Nu vei mai băga în seamă judecățile și criticilor celor din jur. Vei căpăta control asupra propriilor emoții, chiar și în situațiile în care te simți foarte inconfortabil. Până la urmă nu te vei mai simți inconfortabil aproape în nicio situație. Ultima parte am spus-o un pic mai ciudat pentru că sunt acolo și practic mi-am zis mie tot ce am spus și da. Am încercat și eu cu clipul trecut să-mi ies din zona de confort și na. Eu cred că am reușit pentru că adevărul e că mă simt mult mai ok și culmea culmilor este că a fost o experiență pe care vreau să o repet, dar mai este până acolo. Până una alta, dacă n-ați văzut celelalte clipuri, vă încurajez să le urmăriți. Dacă ceva nu este clar, lăsați-mi în comentarii întrebările voastre și vă răspund. Întrebarea mea pentru tine este, crezi că este imposibil să ajungi în punctul ăsta pe care l-am prezentat astăzi? Crezi că e chiar atât de greu să te simți mai liber, mai relaxat, mai detașat de probleme și de oameni și de tot? Crezi că e imposibil? Aștept răspunsul tău în comentarii, iar dacă ți-a plăcut acest clip, lasă un like ca să ajutăm YouTube-ul să-l trimită la cât mai multă lume. Poate mai sunt oameni care au nevoie de informațiile pe care eu le-am prezentat în această serie. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final și ați avut răbdarea necesară cu mine și vă mulțumesc pentru reacțiile de la clipul anterior, unde, sincer,
nu știu, am avut intenția să opresc comentariile ca să nu vă văd reacțiile, dar bine că n-am făcut-o. Era un pas înapoi de la ceea ce am vrut eu de fapt să fac și nu m-ar fi ajutat cu nimic. Așa că vă mulțumesc încă o dată. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip. Vreau să închei și seria despre oameni toxici, mai am o parte și acolo. Iar până atunci aveți grijă de voi. Ciao, ciao.